În acest filmuleț vreau să vorbim despre timpurile verbului. Ce știm despre timpurile verbului? Timpurile verbului se stabilesc în funcție de momentul vorbirii. Verbul are trei timpuri. Timpul prezent se referă la momentul vorbirii care este acum, în acest moment, timpul trecut care se petrece înainte de momentul vorbirii și timpul viitor care se petrece după momentul vorbirii. Este adevărat că aceste trei timpuri, trecut, prezent și viitor, sunt învățate doar de către copiii de clasa a treia și a patra. Haideți să vedem pe tablă. Am învățat la timpul trecut, ieri, de exemplu, învăț acum, voi învăța mâine, de exemplu. Am citit acum două zile, citesc acum, în acest moment, voi citi peste o oră. Am alergat acum o lună, alerg acum, voi alerga peste o săptămână. Am mers ieri, merg acum, voi merge peste 5 zile, de exemplu. Am cântat acum jumătate de an, cânt acum, voi cânta peste 3 zile. Sau peste o oră. Am vorbit ieri, vorbesc acum, voi vorbi peste jumătate de oră.